cuplează băieți cu băieți sezonul ăsta. Cine va da, mi-a bag și mie poze, dar dacă au fost ei la film sau uitat la film toți băieții, vă mulțumesc tuturor pentru tot ce trimiteți. Minge de fotbal, uite. Am văzut că s-a salutat din aseară. Îi se uita la filmă și a pus un băiat cap așa. Cred că, nu mai știu, cred că Alex Mihai sau ceva. Bă, ciudat așa dacă îi dai, știi? Dar, n-am acolo iar ceva, mă, dar, bă, nu știu. Și că să drăgănesc mult, să pupă, să iau în brațe. Asta nu știu, doar am văzut pozele alea. Nu știu, și noi că suntem toți acolo înghesuiți când ne uitam la serialul cu Balca. Cine știe? Băiatul, îți dai seama că de afară să văd multe. Nu e ca... Da, nu știi. Eu văzusem o fază de aia când am fost la emisiune, cum ar fi, mi-a cerut mie părerea, când zisese Dima, știi, cântau fetele acolo, că să iubești doi bărbați, nu știu ce. Mamă, se supăra serios de tot ieri. Așa e când te uiți din exterior, zici, bă, dar ce nebun, dar nu e așa, frate, nu știi ce era deranjat pe el, ce era acolo în capul lui, ce... Așa e, așa e. Alex a pus capul pe Roberto. Ah, pe Roberto, pardon. Făceau dedicație unui altul. De mine face un proiect și după o să urmează să ieșim afară. Vlad de gay, se vede clar. Nu cred că e posibil. Vlad, eu nu știu unde și nu știu cum îi cheamă. Vlad e băiatul ăla cu părul mai lung. Ce face Gabi? Era o verișoară, Gabi. Postează Adina despre mine, nu știu, n-am văzut nimic. El zic că se cunosc de afară, că au prieten comun, Dima Sabina. N-are nicio treabă, ce dacă au prieten comun? Ce legătură are? Și eu cu Andrei și cu Miruna eram din București și nu ne cunoșteam. Sau ce puteam să zicem că n-are nicio treabă. Zici că e concurs de prângăcioși. Am văzut că au prins ei. Na, s-au strâns de mulți acolo, doar nu poți să prinzi la comandă, nu cred că poți. Noi nu prea am prins, dar noi cine a prins? Ca băiat, Andrei și atât. Nu? George a mai prins Sebi. A, da, și atâția că am prins. Dima a fost fotbalist, am văzut prezentarea lui Dima. Cu doamna Garufita ați mai vorbit, am vorbit, dar nu acum. Încă trei trandafiri. Îmi place de Sabrina și Dima. Mulțumesc. Îmi place. N-am putut să-i urmăresc exact, dar cred că se potrivesc așa fizic. Bă, ăștia plâng toți. Mulțumesc, Adriana. Cel mai de lucru în acest sezon este Mihai. Da, eu îmi băiam mișto. Fizic vorbesc, așa nu știu despre fiecare mai nimic. Mersi, Mișa. Mamă, e ori 3, toate punctele ori 3. La tine? Păi tu n-ai făcut provocare de viteză. Nu știu să mă uit. Îți apare în mijloc, mă, acolo, sub noi. Ați văzut că pe Raluca v-a angajat. De ce dați faza lungă? Bă, am fost la ăsta, mă, la oftalmolog și n-am întrebat, frate. Văd bine rău de tot. Înseamnă că ți-ai făcut un tic. N-auzi faza? Da, mi-am făcut tic. N-auzi faza? O, Raluca, mersi. Auzi, mă pun la oftalmolog, îmi pune o lentilă de aia pe ochi, așa. Văd eu, cum vezi? Văd bine, zic. Îmi schimbă lentila, cum vezi? Văd bine. Păi mă-n două ochelari jos, vedeam la fel, bă, ești de bun. Acum cum vezi? Te-a pus să citești de alea. Ce? Te-a pus să citești literele alea. Să citesc care și mă punea să văd de la... În fine. Și nu-ți trebuie ochelari, nu? Nu, a zis că nu. Ce ușor este... Nu te-ai de face așa. Da, cred că îmi bag eu în cap că dacă fac așa văd mai bine, n-am nicio treabă. Ce ușor e să stai acasă, să-l acuzi pe alții care au avut curajul să se expună trăire în fața altora. Bă, să știi că mă uitam, doamne, e o fază de aia când mâncam eu de noară. Mamă, ce mă înjură lumea. Bă, nene, dar voi nu mâncați de noară acasă când și când așa, vă aveți poftă să guțați. Dar știi când a fost, a făcut... Bă, te-ai mâncat tot sezonul de noară, mă. Da, a făcut George paste. Băgai trei linguri în castron. A făcut George paste și am luat odată. Știi că mai era pe funge, să curăț oara. Și dai seama că n-am mâncat, că era bun. Ia uite mă că, mamă, uite ce ne educa. Ce, mamă, ce mă înjura. Băi, vă mulțumesc tuturor pentru mingi, pentru trandafir, pentru greutăți. Băi, Simona, ta, mulțumesc. De ce, Andrei? Poate ai deranj la lumină. Păi cred că la lumină puternică fac așa, cred. Că și acum e puternic rău de tot becul ăsta. Toată ziua gătești, toată ziua. Te-ai băgat pe stric de viață sănătos, nu? Doamne, ce m-am abținut. Deci aici, când am venit la Sibiu, toate bunătățile alea. Doamne, doamne, doamne. Pâine de casă. Cum se numesc? Astea de se pun în zarzavatul, dar cum se numesc? Am uitat. Mamă, ce mă abțin să mănânc. Mă abțin, mănânc o felie așa, dar numai că mă îngraș. Deja am săbit. Irina parcă o copiază pe Miruna. Nu cred că știu cine e Irina. Irina, cred că e moldoveancă aia.
Nu v-au sunat să luați voi banii? Nu ne-a sunat. Zice cineva ce că ai nevoie de ochelari de protecție, așa are și o persoană sensibilitate la lumină. Zacuscă, da, Zacuscă se numește, scuze. Bă, cred că da, dar uite, e lumina asta puternică. Dar așa eu văd bine, da, nu știu. Când făceam viza medicală odată la 6 luni la fotbal, Doamne, ce fugeam de oftalmologia aia. Nu știu, bă, nu vedeam alea pe perete. Că nu-mi punea darea mai specială, doar așa, du-te la 5 metri și uite-te pe perete. Ce ai, mă, nu le vedeam deloc pe alea. Măi, băiatul, tu nu o să văd mingea, lăsați că mă descurc, zic. Da, pe bune, da, ia, uite, vezi, da, eram încruntat, că vedeam pe prazmă, darea nasoară. Ia, auzi, mă, s-a angajat la Luca, la Caprici. Așa, am văzut că a fost. Am văzut că a fost, dar nu am crezut că am trăit. Ce ai făcut, mă, bătut până 100 de metri? Am bătut. Ce am primit, mă? Nu, eu nu-s gane. Mă, ce frumos, nu-s gane. Ia uite, mă, sunt boss, auzi. Păi ăsta e boss, nu știu ce ai avea grupul. Ăsta avea grupul cu boss-ul. Din bucătărie? Mă întreabă lumea, unii Gabriela și Deni. Gabriela era o prietenă și Deni a zis că își face un proiect. Deni își face un proiect pentru facultate. Ai dat zăpada Valentina, am dat-o, da? La Mediaș nu e zăpadă. Mai e zăpadă în Sibiu? Bă, nu ninge, dar mai e zăpadă. Mamă, la Galața nins de rup, m-am uitat, bine că am plecat. De un aproape, uite așa zăpadă. Bă, Măraș? Până la genunchi, serios, mă uitam pe camerele de vedere, mamă, cât a făcut poate. La ce facultate e Deni, întreabă cineva? La, de sport. Tu zic, că tu știi ce facultate. La sport. Și de ce? La master. S-a angajat, fiindcă știe să compa... Da, să fie sănătoasă, că poate să se angajeze. Nu, doar că nu știam, că ziceți voi. Haideți să dăm tap, să facem noi 300.000 de aprecieri. Câte aprecieri? 300.000. Atâtea ai? Nu, am 252. Păi și cu ce te ajută are de acolo? Te bagă pe foriu. Ah, păi vreau și eu tap, dar atunci am. Eu am 41.000 de like-uri acum. E bine, de cât timp ești live? De la, nu știu, cred că v-am o jumătate de oră. Păi tragi în stânga așa și vezi, îți scrie acolo. Aha. Nu merge mult ce să tragi în stânga. De tragi cum ar fi de pe comentarii în stânga, dă așa un slide. Aha. De 31 de minute. Uite, avem iar ori 3. Și îți dă provocări de viteză la top-top-uri. Gazdele de bucea. Numărul de persoane care oferă cadouri vizate. 4. Ce trebuie să primești? 4 cadouri? Să primești 4 trandafiri de la 4 persoane diferite. Sau orice cadou. Ia mersi, Bianca. Am unul. La vine. Uite, mai am 24 de secunde. 23, 22. Am doar un trandafir din 4. 2 trandafiri. Mie mai trebuie unul. Mersi, Ionuț Ganea. 3 trandafiri. Mai trebuie unul în 13 secunde. Gata, s-a atins obiectivul. Și acum? Acela. Acum durează un timp și toate cadourile când începe cronometru, uite acum, toate cadourile, de exemplu, dacă îți dă un trandafir în loc să pună un punct, se pune 3 puncte. Se triplează orice cadou. Dacă îți dă un cadou de 100 de puncte, se pun 300 de puncte. Am înțeles. Ia uite, ți-a dat un coral de tehnic sau avion. Coral? Mamă, mersi frumos, eu nu-ți gane. Mersi, Bianca. Gen, coralul ăsta de fapt e 500, dar mi-a pus 1500, gen, nu? Sau cum vine? Da, ceva de gen. Mamă, ce-mi dă băiatul ăsta. Mersi frumos, eu nu-s gata. Ia uite-mă, frate. Mersi frumos. Ia uite câte puncte am, bă. Ia, ziceți. Am, n-am. Haide, mă, să ne jucăm, uite. Am, n-am. Zice cineva. Am făcut baie în mare dezbăcat. Am. În mare, da, am. Da, și în piscină. Mai zi de-astea dacă vrei, că răspundem. Raluca a comentat mai mult în emisiune gratis. Acolo stă 3 ore pe canapea și vorbește maxim 10 minute. Poate dar e nevoie de caracter. Dar nu știu, bravo e dacă s-a angajat. Îi prinde bine. Am încercat și eu să cumpăr, dar nu pot. Nu știu cum se... Cum se cumpără violele de-astea, trandafiri și de-astea? Bă, nu știu, trebuie să cumperi puncte, dar nu știu cum. Intri pe la cadouri și cumperi puncte, de-alea ca să le dai. N-are nimic, dar n-am voie. A zis că e doar invitată, mă, auzi. Ce? Am ajutat, da. Și am auzit, unii zic că e angajat, unii zic că e doar invitată. Auzi, mă, n-am furat mâncare în casa mireasa. De furat, nu. Ce cum să adică? De unde? A, de la fete, mă. Cum, n-ai luat nimic de la fete? Ba da, dar fără să știe nimeni n-am luat. Păi îți dai seama că se vede când mănânci.
Gen să mă duc așa, pur, niciodată, nu. M-am dus, am mai luat câte o lămâie, nu știu ce am luat. Bă, mă, a trimis microfon, mulțumesc frumos. Mamă, și câte de-astea trimite băiatul ăsta, Ionuț Gadea, mersi frumos. Am încărcare gura 25 în casa Mireasa. Păi n-ai cum să o încarc. Dacă o încărca cineva, știai și tu. O mai fentai așa un pic, dar n-ai cum să o încarci. Încercai, dar nu puteai. Mai ești cu Denisa. Mai e normal. Da. N-am pus ochii din prima pe Gabriela, eu sau pe Deni tu, din prima. Eu da. Și eu. Nici mă mai uit la capricii, n-am chef să-i văd moaca la lucrări. Uitați-vă ce e. Doar nu dă camera numai pe ea, nu? Bă, ce am fost la capricii acolo, ce dor mi-a fost. Vreau să intru în porumbarul ăla, dar n-aveam voie. Ce secund. Dar te-au chemat pe ele. Stai puțin. N-am sărutat două fete în aceeași noapte. Păi răspund eu pentru virări. Ieri da, eu nu. N-am vrut să ies mai repede din casă să stau cu Gabriela, respectiv Deni, în pat. Normal că am vrut. Cred că toată lumea a vrut să iasă mai repede, să stea cu partenera. N-am mințit în casa Mireasa. Am mințit, îți dai seama, dar nu ceva să-mi fac mie bine. Cum ar fi pentru altcineva bine? Nimicuri. Da, nimicuri, da. Nu de mințit că nu știu ce. Dragul că a zis în live că a fost doar invitată. Nu mai contează și dacă a fost invitată și dacă e angajată. Nu mă. Bravo și dacă a prins și e angajată. Da. Dați-mi, vă rog, urmărire să dau înapoi la toți. Dați-mi urmărire, oameni buni, și rufata asta, Daniela Otgon, și vă dă și ea. Dacă vreți să faceți 1000 de astea, de urmăritori. Dați follow toți la, pe Instagram, la devio.fashion. Ce am, te sună cineva? Nu, am păzat în greșeală. Am primit un mesaj și am vrut să intru și am intrat în el. Ți-am zis că îmi palare cu tehnologia. Mă rog, de Gabriela, ce te mai scoate la suprafață? Da, da, da. Răzvan, n-am regretat că nu am primit premiu. Bă, eu aș fi vrut să nici nu intru în cursă pentru premiu. Mi-a pus, dai seama, când ajunge acolo îți pare rău atunci, bă, dar n-aș fi vrut să intru. Pe cine? E ok de la Luca. Ce? E o fată, domnișoară, doamnă aici, care zice că fetele de sezonul ăsta sunt foarte tari, sezonul trecut n-au fost. Și au început contradicțiile. N-am vrut să dau tunuri despre Raluca. Păi ce tunuri? Da, îți dai seama, fiecare aveam chestii de spus despre ceilalți. Gabriela, nu știu, a zis că e la o verișoară plecată. Da, Alexandru Potorachez, mulțumesc. O să mă uit imediat. Adică când o să ies, o să mă uit. Unde sunt soțiile? Deni face... Încă 2 trandafiri. Dar chiar, uite, eu am nevoie de 3 trandafiri. S-a bine, ia. Cum să mă separat? Nu, sunt cu Gabriela. Salutări, Gabriela, o să o salut. Vierăi dacă vrea, dădea, sunt sigură. Da, pe...